Meteorologii SA au actualizat joi dimineață avertismente de furtună și căldură. 23 de județe și capitalul sunt sub codul galben pentru ploi și grindină. În plus, a fost emis un avertisment torențial valabil pentru Sud și Curbură. Codul de ploaie galben și halat a intrat în vigoare joi, la ora 13, joi dimineață, la ora 18, vineri dimineață. În intervalul menționat în Oltenia, local în Mentenia, la sud de Moldova și Banat, în sudul și estul Transilvaniei și la nord de Dropoci, vor exista perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi dușuri torențiale, șocuri electrice, intensificări ale vântului și vije izolate și grindină. Local, cantitățile de apă vor depăși 25-30 mm. De asemenea, joi, la ora 14, un cod de furtună orange se validează până în această seară la ora 11 pm. În Carpații de Sud și Curbură, vor exista perioade cu descărcări electrice torențiale și frecvente. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 40-60 mm. Instabilitate atmosferică joi în capitală urmată de căldură vineri. Instabilitatea atmosferică este anunțată joi după amiază și seară în București, cu ploaie și vânt. Vineri, disconfortul de căldură din cauza căldurii va fi ridicat. Conform prognozelor speciale ale București emise pentru perioada joi, de la ora 10 am vineri, ora 21, valul de căldură va persista, și mai ales după amiaza zilei de vineri, disconfortul termic va fi crescut și indicele de temperatură, umiditatea va fi depășește pragul critic de 80 de unități. Mai ales după amiaza și seara de joi, vor exista perioade de demonstrații de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi de 32-34 de grade, iar temperatura minimă va fi de aproximativ 20 de grade. Editor IC.